Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Aș dori în cadrul acestei emisiuni să continuăm să urmărim împreună partea a doua a seminarului pe care Don Măcării l-a susținut la conferința de misiune Romiscon de la Valea Drăganului, conferință care a purtat titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. Don Măcării a venit dintr-o biserică fără o experiență penticostală, dar fiind pe câmpul de misiune a realizat cât de importantă este plinătatea Duhului Sfânt pentru el și acolo pe câmpul de misiune a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu și a reușit să înțeleagă cât de important este Duhul Sfânt pentru un misionar. Vă invit deci să urmărim împreună a doua parte a seminarului pe care el l-a susținut. Vizionare plăcută! Then I began to study everything Paul wrote. Și apoi am început să studiez toate cuvintele pe care le-a spus Pavel. I didn't understand everything. Nu înțelesesem fiecare cuvânt. I got to Galatians 2:20. Am ajuns la Galateni 2:20. Where it says, I am crucified with Christ. Unde spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Nevertheless I live. Și totuși trăiesc. But nevertheless I live, but Christ lives in me. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Not I who live, but Christ who lives in me. Ci Hristos trăiește în mine. I didn't understand that. Nu puteam să pricep asta. I said this is me. Am zis, eu sunt eu. This is my name. Ăsta e numele meu. How can I say I'm not living anymore? Cum pot să spun că eu nu mai trăiesc? How can I say somebody else is living in me? Cum pot să spun că altcineva trăiește în mine? I didn't understand about the Holy Spirit yet. Nu pricepeam încă cum stau lucrurile cu Duhul Sfânt. But do you remember the last part of that verse? Dar vă amintiți finalul acelui verset? The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. And as I read those words, și citind versetele acelea, came alive. Au prins viață. The Holy Spirit came into that room. Și Duhul Sfânt a umplut încăperea aceea. And into me. Și a intrat în mine. And I felt like I was being immersed in a warm bath of love. Am simțit că sunt botezat într-o scăldătoare imensă a dragostei. And I began to cry. Și am început să plâng. And this is what I said. Și iată ce am spus. At last I have found someone who loved me for no other reason except he loved me. În cele din urmă am găsit pe cineva care m-a iubit, nu pentru alt motiv, ci pentru că m-a iubit. At last I have found someone with whom I can start my life over again. În sfârșit am găsit pe cineva cu care pot să iau viața mea de la început. And after that everything went wrong. Și după aceasta toate lucrurile au început să meargă de îndoaselea. My wife didn't have the same experience. Soția mea n-a trecut prin aceeași experiență. And the big brothers from my church took me street preaching. Și frații din biserică m-au luat pe mine cu ei să predic pe stradă. And my wife said, "Who is this man?" Și soția a început să uite la mine și să spună, "Dar cine e bărbatul ăsta?" This is not the man I married. Nu, ăsta e omul cu care eu m-am măritat. I married this guy to be a doctor's wife. Eu m-am măritat cu ăsta care am zis că o să fie ca să fie o soție de medic. And he's out on this preach like a crazy man preaching. Și acum îl văd pe stradă vorbind ca un nebun predicând. Well, I have good news for you. Am vești bune pentru voi. My marriage survived. Căsătoria a supraviețuit. On June the 5th, we will be celebrating our 64th anniversary. Pe 6 iunie o să sărbătorim a 64-a aniversare a căsătoriei noastre. Thank you God. Thank you Father. Mulțumim Domnului. I want to come back to the word of God. Vreau acum să ne întoarcem din nou atenția în cuvântul lui Dumnezeu. Every New Testament writer remembers the blessing of Abraham. Fiecare scriitor al Noului Testament își amintește și menționează promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avram. What is the final fulfillment of the blessing of Abraham? Care este îndeplinirea finală a promisiunii făcute lui Avram? There is a next to final
fulfillment, which is salvation. Există o împlinire penultimă a acestei promisiuni și anume mântuirea păcătoșilor. Because we are blessed through Abraham's seed. Fiindcă noi ca sămânța lui Avram suntem binecuvântați. Who is Jesus? Suntem binecuvântați prin sămânța lui Avram, care este Isus. That's in Galatians 3. Și găsim aceasta în Galateni în capitolul 3. But in Galatians 3:14 there's something more. Însă în Galateni 3:14 mai găsim o mențiune. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. When God said to Abraham, through you, all the families of the earth will be blessed. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, prin tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Not only was he talking about salvation in Christ Jesus. El nu vorbea doar despre mântuire în Hristos. He was talking about the Holy Spirit coming into every believer. El se referea totodată la Duhul Sfânt care avea să se reverse peste toți credincioșii. That is the ultimate fulfillment of God's promise to Abraham. Aceea este împlinirea finală a promisiunii lui Dumnezeu către Avram. You see, all of Scripture ties together. Observați, toată Scriptura este bine închegată, se leagă bine la o altă. It's an unfolding revelation. Este o revelație care se desfășoară. And it's one story. Și în final este o singură istorisire. What we lost in the garden, we got back at Pentecost. Ceea ce am pierdut în grădina Edenului, am căpătat înapoi la Rusalii. When our mother and father decided to be like God. Când mama și tatăl nostru și-au dorit să devină ca Dumnezeu, to know good and evil, să știe binele și răul, and to eat the forbidden fruit, și au mâncat din pomul interzis, they died. Au murit, they lost the spirit. Au pierdut Duhul. And from time to time, God anointed his prophets and speakers in the Old Testament. Și din când în când Dumnezeu a adus ungerea sa peste profeți și peste vorbitori din Vechiul Testament. That at Pentecost, He gave it all back to every believer. Dar la Rusalii el a redat pe Duhul Său tuturor credincioșilor. Was David anointed by the Spirit of God? A fost David sub ungerea Duhului lui Dumnezeu? Of course. Desigur. Every major character in the Old Testament was anointed by the Spirit of God. Fiecare personaj important din Vechiul Testament a cunoscut ungerea Duhului lui Dumnezeu. And so when we look into the David, we see some amazing things. Așa că atunci când ne uităm în viața lui David, observăm niște lucruri uimitoare. What time am I supposed to finish at 11? Okay. I want you to turn to Psalm 2. Vreau să deschideți la Psalmul 2. This is called a coronation psalm. Este un psalm de încoronare. Jesus was crowned king 3 times. Isus a fost încoronat ca rege de 3 ori. In front of his father's family by Samuel. În fața David was. David. David a fost încoronat ca rege de 3 ori. Prima dată în fața tatălui și a fraților săi de către Samuel. The second time by the people of Judea in Hebron. A doua oară de către poporul lui Iuda, de iudei la Hebron. And a third time in front of all Israel in Jerusalem. Și a treia oară în fața întregului Israel la Ierusalim. We don't know which time this is. Nu știm la care dintre cele trei încoronări se referă Psalmul 2. But we know enemy people were around watching and mocking. Dar știm că de fiecare dată în jur au fost și dușmani care îl amenințau și care își băteau joc de el. And you can imagine that scene. Și vă puteți imagina scena aceea. Who does this guy think he is? Cine crede ăsta că este el? What kind of a king does he think he's going to be? Ce rege se gândește el că o să devină? He only has 600 commandos. Are numai 600 de oameni răzvrătiți. He's been living like a wild man. S-a comportat ca un sălbatic. And they're laughing at him. Și oamenii ăștia râd de el. And they're saying things like this. Și spuneau lucruri ceva de genul următor. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed.
Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Notice the word anointed. Observați cuvântul unsul. Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. Zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. He who sits in the heavens shall laugh. Cel ce șade în ceruri râde. The Lord shall hold them in derision. Domnul își bate joc de ei. Then he shall speak to them in his wrath. Apoi în mânia lui le vorbește. And distress them in his deep displeasure. Și îngrozește cu urgia sa. We lived in Pakistan as was spoken earlier. Am trăit o vreme în Pakistan, așa cum s-a spus mai devreme. We lived there when the president called together the leaders of all the Muslim nations of the world. Ne aflam acolo când la un moment dat președintele țării a făcut o chemare, un summit al tuturor liderilor din țările musulmane din lume. And in that meeting they made actions like we are going to deny visas to all Christian missionaries in every Muslim country. Și la întâlnirea aceea au făcut niște planuri de acțiune precum vom interzice viza pentru toți lucrătorii misionari care vin în țările noastre. We are going to take over control of all their schools. Vom controla școlile lor. We are going to take control of all of their hospitals. Vom prelua controlul asupra spitalelor înființate de creștini. And the leader of that was a man named Zulfikar Ali. Și liderul acelei întâlniri a fost Zulfikar Ali Bhutto. The leader of Pakistan. Liderul Pakistanului de atunci. After that, one day in the newspaper he advertised himself. După aceea, într-o zi, el a făcut o reclamă despre sine însuși, a pus-o într-un ziar. There was a full-length picture of him in the newspaper. Era o fotografie de pagină întreagă în ziar. I laid it out on my dining room table. Am luat-o și am pus-o pe masa din camera de zi. And this was the headline. Și era titlul scris cu litere de șchioapă. Zulfikar Ali Bhutto, the savior of Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto, salvatorul Pakistanului. I looked at that. Am uitat la asta. Newspaper. La ziar. I said goodbye, Mr. Bhutto. Și am spus la revedere, domnul Bhutto. There's only one savior of Pakistan. Nu este decât un singur mântuitor și pentru Pakistan. That's the Lord Jesus. Acela este Domnul Iisus Hristos. Within a few years that man was hanged. În câțiva ani omul acela a fost spânzurat. The so-called savior of Pakistan and his hanging didn't save anybody. Pe acel autonumit mântuitor al Pakistanului, el nu s-a putut salva pe sine însuși și a ajuns să fie spânzurat. He gathered many of the kings of the earth. El i-a adunat pe mulți din regii pământului. To make a plan to try to stop the missionary movement in the Muslim world. Ca să facă împreună un plan pentru a împiedica lucrările misionare între musulmani în toată lumea. And nobody can stop. Și nimeni nu l-a putut ajuta pe el. Of the gospel of Jesus Christ in the Muslim world. Nimeni n-a putut împiedica răspândirea evangheliei în țările musulmane. Later on we'll be talking about the advance of the gospel. Mai târziu am să vă vorbesc despre propășirea pe care o are evanghelia în țările musulmane. But I want to go back to Psalm 2. Dar revenim la Psalmul 2. God is speaking. Dumnezeu vorbește. Yet I have set, verse 6, yet I have set my king on my holy hill of Zion. Totuși, eu am pus pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. And then the Spirit of God spoke to David. Și apoi Duhul lui Dumnezeu îi vorbește lui David. And this is what David says. Și iată ce spune David. I will declare the decree. Eu voi vesti hotărârea lui, în engleză, decretul lui. The Lord has said to me. Domnul mi-a zis. You are my son. Tu ești fiul meu. Today I have begotten you. Astăzi te-am născut. What happens when you become God's son? Ce se întâmplă când devii fiul lui Dumnezeu? We're all supposed to be God's sons and daughters, right? Despre fiecare dintre noi se spune că suntem fii și fiicele lui Dumnezeu. 2 Corinthians 6:17 and 18. 2 Corinteni 6 versetele 17 și 18. Come out from among them and touch not the unclean thing. Ieșiți din mijlocul lor și nu vă atingeți de nimic necurat.
And I will receive you, says the Lord God Almighty. Și eu vă voi primi, zice Dumnezeul cel Atotputernic. And you shall be my sons and daughters. Și voi veți fi și fiicele mele. That's pretty awesome. E ceva grozav aici. What does it mean to be Almighty God's family? Ce însemnătate are să fii numit membru în familia Dumnezeului celui Atotputernic? What is on God, our Father's heart, He shares with His children. Ce se află pe inima Tatălui, ce împărtășește El, ce a pus în comun cu fiii Săi? And what is on His heart? Ce este în inima Lui? Ask of me and I shall give you the nations for your inheritance and the uttermost parts of the earth for your possession. Cereți-mi și vă voi da popoarele și marginile pământului în stăpânire. Jesus did that. Isus a făcut asta. Satan couldn't tempt him. Satan nu l-a putut ispiti. And now that you and I have become și acum sons and daughters că eu și cu tine am devenit fii și fiicele lui Dumnezeu, it's our privilege to ask. Avem și noi privilegiul acum să-i cerem. But be careful. Dar fiți atenți. When you start asking God for things, He may give them. Când îi ceri lui Dumnezeu anumite lucruri, s-ar putea ca El să ți le dea. And you will be tested. Și vei fi pus la încercare. Let me give a personal illustration. Să vă dau o ilustrație personală. I joined a little group of young Christians to pray for Central Asia. M-am alăturat unui grup de tineri să ne rugăm împreună pentru Asia Centrală. Kazakhstan. Pentru Kazakhstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Uzbekistan. Tajikistan. Tajikistan. Turkmenistan. Turkmenistan. Later we added the Caucasus. Mai târziu am adăugat pe caucazieni. Chechnya. Pe Cecenia. Dagestan. Dagestanul. Ossetia. Ossetia. And many others. Și multe alte țări. This was in 1979. Asta se întâmpla în 1979. And for 4 years, every Friday morning, we got together at 7 o'clock and prayed for all these countries to open up. Și timp de 4 ani, în fiecare vineri dimineață la ora 7, ne adunam și ne rugam pentru ca aceste țări să se deschidă pentru Evanghelie. Oh, what good Christians we were! Ah, ce creștini buni eram noi! In 1983, 4 years later, 4 ani mai târziu, în 1983, two Dutchmen come to my office. Doi olandezi au venit la biroul meu. They say we want you to go behind the Iron Curtain into Central Asia. Și mi-au spus vrem ca tu să treci dincolo de cortina de fier și să mergi până în Asia Centrală. Oh, wait a minute. I was just praying every spus, Friday morning. Okay? Stați puțin, eu m-am angajat numai să mă rog în fiecare vineri dimineață. What do you mean you want me to go behind the Iron Curtain? Cum adică să mă duc dincolo de cortina de fier? I said, hey brothers, I know European missionaries who know more languages than I do, they would be better for this than I would. Am spus, fraților, voi știți mulți creștini și misionari din Europa care știu limbile acelea și care sunt mult mai potriviți ca să se ducă acolo decât eu. And these terrible Dutch brothers said, dar olandezii ăștia teribili mi-au spus, yeah, they would be better missionaries than da, you. Ei ar fi mai buni misionari decât tine. You have a gift they don't have. Dar tu ai un dar pe care ei nu-l au. And I said, what? Și am spus, ce dar am eu? They said it seems like you have the gift of being able to motivate old-time Christians to want to work with Muslims. Se pare că tu ai un dar de a-i motiva pe creștini care sunt creștini de multă vreme să îi mobilizezi, să-i ajuți ca să se implice în lucrarea cu musulmanii. Now I'm trying to think of my next excuse. Și eu în timpul ăsta mintea am zburat căuta o a doua scuză. I can't tell people I'm afraid. Că nu puteam să le spun oamenilor că mi-e frică. I'm supposed to be a great missionary. Eu trebuia să arăt că sunt un misionar curajos. I'm supposed to be brave. Trebuia să-mi arăt grozăvia mea. And while I'm thinking, the chairman of the board who seated right beside me. Și în timp ce mintea căuta o altă scuză, moderatorul întâlnirii care era alături de mine. He said, "Oh, brother Don would love to go." Oh, fratele Don a spus el, i-ar plăcea chiar să meargă acolo. What do you do when the chairman of your board offers you as a living sacrifice? Ce să faci când președintele organizației din care faci parte te dăruiește pe tine ca o jertfă vie?
În 1984, we landed in Dushanbe. Am aterizat cu avionul în Dushanbe, the capital of Tajikistan. În capitala Tajikistanului. Nobody, we find a church. Am găsit o biserică. Nobody will introduce us. Nimeni nu avea să ne prezinte celor de acolo. Because the KGB was in the audience. Pentru că KGB-ul era prezent la întrunire. And whoever introduced us would go to jail for 3 years. Ăla care ne-ar fi prezentat pe noi adunării ar fi căpătat 3 ani de închisoare pentru asta. And they would be interrogated. Și urmau interogatorii. How do you know these people? De unde știi pe oamenii aceia? Who set this up? Cine a aranjat întâlnirea cu străinii? How is it organized? Cum sunt organizații? And they would not leave you go until they find out everything. Și nu te lăsau să pleci până nu spuneai tot ce aveai de spus. So nobody would introduce us. Așa că nimeni nu ne putea prezenta. 1984. So I get up in the pulpit and I introduce myself. Așa că m-am ridicat singur la amvon și m-am prezentat. And I said, I bring you greetings from your sister churches in the West. Și am spus, vă aduc salutări de la bisericile voastre surori din vest. And the entire audience leaped to their feet and said, "We send their greetings back to them." Și toată adunarea s-a ridicat în picioare și au spus, și noi trimitem înapoi salutări fraților de acolo. It was like a sonic boom that just knocked me out of the. A fost așa cu o explozie sonică ce m-a îndepărtat, m-a trântit dincolo de amvon. Wow, what a reception. Wow, ce primire călduroasă. And I'm standing in the pulpit ready to speak. Eram acolo la amvon, gata să predic. In London, before we set on this, set out on the trip. Și înainte ca să luăm ultimul zbor din Londra către ei, we met with the leaders of Open Doors. Ne-am întâlnit cu liderii organizației Uși Deschise, Open Doors. They said, when you get to Tajikistan, this is what we want you to do. Și mi-au spus, când ajungi în Tajikistan, iată ce trebuie să faci tu acolo. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 8 lucruri pe care trebuia să le fac. And I'm standing in the pulpit. Și acum mă aflam la amvon. And the Holy Spirit speaks into my spirit. Și Duhul Sfânt îmi vorbește în duhul meu. He says, "You are not to go looking for any of these 8 things." Nu te ocupi de niciunul din lucrurile astea 8. What would you do? Ce ați face voi? You know you're going to have to go back to London if you survive. Știi că dacă supraviețuiești, va trebui să ajungi înapoi la Londra. And they're going to say, what did you do about number one? Și o să te întrebe, ce ai făcut cu lista de lucruri pe care ți-am dat-o? What would you do? Ce ați face voi? I know I'm going to have to say something when I get back to London. Știam că trebuie să încropesc un răspuns când ajung înapoi la Londra. And I'm going to say, I didn't even try. Dar trebuia să le spun adevărul, nici măcar n-am încercat. I couldn't do that. Nu puteam să fac asta. So I went looking for every one of these 8 people. Așa că m-am dus și am căutat pe toți cei 8 oameni. We never found one. Și n-am găsit pe niciunul din ei. I continued teaching from the pulpit. Am continuat să predic de la amvon. On the last night we are kneeling by our chairs praying. În ultima seară eram îngenunchiați lângă scaunele noastre și ne rugam. The man next to me is weeping. Bărbatul de lângă mine plângea. His ancestors were from Germany. He had been, his family had been there for 5 generations. Strămoșii săi până la 5-a generație veneau din Germania. I said, "Edward, why are you weeping?" Și am spus, "Edward, tu de ce plângi?" He said, "God sent you." Și el a spus, "Dumnezeu te-a trimis." I said, "What does that mean?" Dar ce înseamnă? Ce vrei să spui? And through his tears, he told me this story. Și printre lacrimi, el mi-a spus povestea lui. He said, 2 years ago, I was in a Pentecostal church in Moscow, where my son goes. Mi-a spus, cu 2 ani în urmă, am fost într-o biserică pentecostală la Moscova, unde este membru fiul meu. And a word of prophecy was given. Și acolo a fost rostit un cuvânt profetic. And this is the word of prophecy. Și iată ce cuvânt profetic fusese. There's a man in the audience tonight who is going to help give birth to a Tajik church. În adunare în seara aceasta, spune Domnul, este un bărbat care va da naștere unei lucrări, unei biserici între tajikistani. Not a Russian church. Nu o biserică de ruși. Not a German church. Nu o biserică germană. A Tajik church. O biserică tajică. Muslims who come to Jesus. Din musulmani care se vor întoarce la Isus. And Edward said,
I knew that wasn't me. Și eu știam sigur că nu-i vorba de mine, a spus Eduard. All my relatives have migrated to Germany. Toate rudele mele deja emigraseră în Germania. And every year I apply for an exit permit. În fiecare an eu am făcut cerere ca să mi se dea voie și eu să mă alătur familiei. And the government says no. Și guvernul într-una mi-a zis nu. And he said, I'm in charge of a commune of 500 Tajiks. Și mi s-a zis, eu sunt un fel de primar într-o localitate cu 500 de oameni de origine tajică. I speak the Tajik language. Eu vorbesc limba lor. I am like their father. Eu sunt ca un părinte pentru ei. I go to their weddings. Eu merg la nunțile lor. I go to their funerals. Merg la mormântările lor. I solve their fights. Eu îi rezolv când sunt conflicte între ei. I help them with their financial problems. Îi ajut când au probleme financiare. And he's crying and crying and he says, "Now I know." Și fratele tot plângea într-una și spunea, acum știu. God has helped me here to help give birth to a Tajik church. Dumnezeu m-a adus aici pentru a da naștere unei biserici de tajikistanezi. That's when I start to cry. Asta m-a făcut pe mine acum să plâng. And I said to my translator. Și am spus prin traducător. Richard, if nothing else happens on this trip, this is enough. Richard, dacă nimic altceva nu mai realizăm în călătoria asta, ce s-a întâmplat aici deja e de ajuns. It turned out there were two wonderful Russian young men in that congregation. Am descoperit până la urmă că erau doi creștini ruși în adunarea aceea minunată. Who decided not to get married. Care au decis să nu se căsătorească. And to go to the south part of the country as evangelists. Și să se ducă în partea de sud a țării ca evangeliști. And that's where the work of God began among the Tajik people. Și acolo s-a lansat lucrarea lui Dumnezeu între tajikistanezi. And then after we were through praying, we went to Edward's house. După ce s-a terminat rugăciunea, ne-am dus la casă, acasă la Edward. There were about 20 some people there for dinner. Erau vreo 20 de oameni care veniseră la masă. And every one of our 8 contacts was there in that house. Și fiecare dintre cele 8 persoane pe care trebuia să le întâlnesc se aflau la masă în casa aceea. They had been in all the meetings and received everything we had. Ei fuseseră la toate întâlnirile și primiseră tot cuvântul pe care l-am adus. And I felt so ashamed that I didn't listen to the Holy Spirit. A fost așa de rușinat de faptul că nu ascultasem de la început ce mi-a spus Duhul Sfânt. I allowed the fear of man to make me go looking. Și am permis fricii de oameni să mă facă să caut tot ceea ce era pe lista aceea. The Holy Spirit knew what he was doing when he said you're not to go looking for them. Duhul Sfânt știa ce are în plan să facă atunci când mi-a zis nu trebuie tu să pornești în căutarea lor. There are many, many thousands of illustrations of how the Holy Spirit leads and guides in mission. Sunt mii și mii de ilustrații care adeveresc faptul că Duhul Sfânt conduce și călăuzește poporul său în lucrarea de misiune. Okay, if we have more time, dacă I want to go back to I want to go back to the story of Abraham. Mai avem încă puțin timp, așa că o să revenim la istorisirea lui Avram. I want to go back to the story of Hagar. Vreau să mergem la istorisirea despre Hagar. Remember she ran away? Vă amintiți, ea a plecat de acasă? And she's ready to die. Era gata acum de moarte. And God shows up. Și Dumnezeu îi se descopere. That Hagar, why are you crying? Și spune, Agar, de ce plângi? And she said, well, my mistress has beat me up and I'm running away. Și ea a spus, stăpâna mea m-a lovit, m-a făcut rău și a trebuit să plec. She's going to die. Urma să moară. There's no water. Nu mai era apă. She's a domestic servant. She doesn't know how to survive in the wilderness. Ea e o slujitoare de casă, nu era pricepută cum să supraviețuiască în pustiu. God opens her eyes and shows her a well of water. Și Dumnezeu îi deschide ochii și arată un izvor de apă. And then he prophesies. Și apoi vine o profeție. You are pregnant with a boy. Tu ești însărcinată cu un băiat. And his name is going to be Ishmael. Și numele lui va fi Ishmael. Ishmael in Hebrew means God hears. Cuvântul evreiesc Ishmael înseamnă Domnul aude. For God has heard of your misery. Fiindcă Dumnezeu a auzit durerea ta. And then he prophesies some more. Și apoi profeția continuă. This child's hand will be against every other person.
mâna acestui copil va fi împotriva tuturor celorlalți oameni. And he will live in hostility in the middle of his brothers. Și el va trăi cu dușmănie în mijlocul fraților săi. Now, I don't know if you study what happens to pregnant women. Nu știu dacă ați studiat ce se întâmplă cu femeile însărcinate. What happens to the babies growing in their womb? Ce se întâmplă cu bebelușul care prinde viață în trupul femeii? When they're being abused. Când femeile sunt abuzate. When there's tension and strife in the family. Când este tensiune și ceartă în casa lor. When you finally run away and you're ready to die. Când trebuie să alergi, să fugi de acasă și te pregătești să mori. What does that do emotionally to the baby growing inside? Ce se întâmplă din punct de vedere emoțional pentru pruncul care este în pântece? Who caused that trouble? Cine a cauzat tot necazul acela, toată furtuna aceea? She was a slave girl. Ea nu era decât o slujnică. She had no power over her own body. Ea nu avea putere peste propriul ei trup. It was Sarah and Abraham who caused that problem. Sara și Abraham erau stăpânii care au cauzat să se întâmple așa. And God cares. Și lui Dumnezeu i-a păsat. He sent an angel after that woman. El a trimis un înger în ajutorul acelei femei. What does Ishmael mean? Ce înseamnă Ishmael? God hears. God hears, for he heard of her misery. Dumnezeu aude, fiindcă Dumnezeu auzise durerea ei. You study the Muslim world today? Dacă studiezi azi ce se întâmplă în lumea islamică. I do. Și eu o fac. There's war in Sudan. Este război în Sudan. There's war in Nigeria. Este război în Nigeria. Persecution in Iran. Persecuție în Iran. Persecution in Egypt. Persecuție în Egipt. There is no church in Saudi Arabia. Nu există nicio biserică în Arabia Saudită. Unless it's underground. Decât cele subterane. Across the Muslim world, Muslims are awaking and tormenting the descendants of Isaac. Peste tot în lumea noastră astăzi musulmanii se ridică și îi chinuie pe urmașii, pe descendenții lui Isaac. Now I have another interesting question for the audience. Vreau să mai adresez audienței încă o întrebare interesantă. How many of you have memorized the names of the 12 sons of Ishmael in Genesis 25? Câți dintre voi ați memorat numele celor 12 fii al lui Ishmael din Geneza? Where's your prayer life? Dar cum stați cu viața voastră de rugăciune atunci? I asked this question in the mission hall in Oslo, Norway. Am pus aceeași întrebare la o conferință de misiune în Oslo, în Norvegia. A white-haired lady raised her hand. Și o femeie cu părul alb a ridicat mâna, o femeie bătrână. I said, "Dear sister, after the meeting, I want to meet you." Și a spus, surioară dragă, după întâlnire vreau să stau de vorbă cu tine. And we met. Și ne-am întâlnit. And I said, "Why did you memorize the names of the 12 sons of Ishmael?" Și am întrebat-o, de ce ai memorat numele celor 12 fii al lui Ismael? And this is what she said. Și iată ce mi-a răspuns ea. She said, "When I was 30 years old." Mi-a spus, când eu aveam 30 de ani. God spoke to me. Dumnezeu mi-a vorbit. He said, "You're to become an intercessor for the Muslim world." Și mi-a spus, tu trebuie să devii o mijlocitoare pentru lumea islamică. I didn't know anything about the Muslim world. N-aveam habar la ora aceea despre lumea musulmană. So finally I found Pastor Gwam, who was a missionary in Bangladesh. Într-o zi l-am cunoscut pe pastorul Gwam, care era misionar în Bangladesh. And he told me a lot about Islam. Și el m-a învățat multe lucruri despre Islam. And how Ishmael's children married Arabs. Și despre faptul că fiii lui Ismael s-au căsătorit cu arabi. And the Arab people are literally partly descended from Ishmael. Și așa se face că poporul arab de astăzi sunt într-o anumită măsură și ei descendenți al lui Ismael. So she said, "That's why I memorized the names of all of his children." Și ea mi-a spus, de aceea eu am memorat numele tuturor copiilor lui. And I have been praying for their descendants for these 40 years. Și eu mă rog pentru urmașii care au fost după ei, de 40 de ani fac asta. Then I understood why I'm in Oslo, Norway. Și apoi am înțeles de ce mă aflam în Oslo, în Norvegia. It's all that lady's fault. Totul a fost din vina acelei femei. They've been praying for Muslims. Ea se ruga pentru musulmani.
And at that point in time, God had brought 12,000 Pakistani Muslims to Oslo. Și la ora aceea Dumnezeu deja adusese 12,000 de musulmani pakistanezi în Oslo. It was that lady's fault. Tot din vina acelei femei. The first couple I ever married. Primul cuplu pe care căruia i-am oficiat ceremonia de căsătorie. She was Norwegian and he was Swedish. Ea era norvegiancă, el era suedez. You know they have ethnic jokes back. Știți că ei fac glume pe seama unii altora între ei. You want to hear one? Vreți să auziți una dintre glumele între suedezi și norvegieni? How many of you have relatives in Sweden? Are cineva rude în Suedia? How many in Norway? Câți aveți în Norvegia? Okay, so I'll tell it from the Swedish perspective. Așa că o să spun din perspectiva suedeză spre norvegiene. What is one thing that Norway has that Sweden doesn't have? Spuneți-mi un lucru pe care îl are Norvegia și Suedia nu l-are. Good neighbors. Vecini buni. That couple used to go back to Norway every year. Cuplul acela se întorcea în Norvegia în fiecare an. They saw the problem that the Pakistanis were creating in Norway. Și au observat că pakistanezii deveniseră o problemă în Norvegia. And they asked me to go there. Și mi-au cerut să mă duc acolo. To meet the Christian leaders. Să îi întâlnesc pe liderii creștini de acolo. To see what we could do about the Pakistani problem. Și să vedem ce se poate face pentru a rezolva problema pakistaneză. God does strange things in stirring people up. Dumnezeu face lucruri ciudate atunci când îi stârnește pe oameni la rugăciune. Today there is a church in Tajikistan. Astăzi există o biserică în Tajikistan. And on that same trip we went to Almaty, the that time capital of Kazakhstan. Și în aceeași călătorie am ajuns și în Almata, în capitala Kazahstanului. And the KGB knew I was coming. KGB-ul a știut de sosirea mea. They said to the church, don't receive these people. Și au spus liderilor bisericii să nu ne primească. So nobody would receive us. Așa că nimeni n-a vrut să ne primească. Church is finished. Biserica, slujba s-a terminat. People are going home. Oamenii se duceau acasă. And a man comes by us. Și trece, goes like this. Trece unul pe lângă mine și face așa. Stay right there. Spune, rămâi acolo. So we just stand there. Everybody goes home. Am rămas acolo, toți ceilalți au plecat acasă. We're all alone. Eram singuri acum. Suddenly a car comes up. Dintr-o dată apare o mașină pe lângă noi. It's that man, he says, jump in. Îl văd pe tipul ăla, spune, săriți înăuntru. And we go all through the city in that car. Am străbătut tot orașul cu mașina. To make sure the police are not following us. Am înconjurat orașul să ne asigurăm că nu e nicio mașină care să ne urmărească. And we come back to the church. Și apoi am revenit la biserică. About 50 young people are having choir practice. Vreo 50 de tineri erau la repetiție de cor. Under the Soviet Union, one way the faith was kept alive by the singing of the Christians. Unul din modurile în care biserica a rămas în viață a fost și prin cântarea creștinilor. And so I'm allowed now to speak to the youth choir. Așa că mi s-a dat voie să predic în fața corului de tineri. And what do you think I'm speaking of? Și credeți despre ce credeți că am predicat? God wants this church to begin to reach Kazakh Muslims. A spus, Dumnezeu vrea ca biserica aceasta să înceapă evangelizarea creștinilor kazaci. And at the end of my talk, I have to answer questions. La sfârșitul mesajului a trebuit să răspund întrebărilor. And there's a very handsome young blonde Russian young man. Un tânăr rus foarte frumos, blond, arătos. His face is very hard. O față foarte dură. He said, "Sir, have you ever met a Russian missionary?" Îmi spune, frate, tu ai întâlnit vreodată vreun misionar rus? It was 1984. Asta era în 1984. What would you say? Ce să-i spun? Or what would you do? Sau ce ați făcut voi? Well, I'll tell you my secret. Să vă spun un secret. When I don't know what to do, I talk to God. Când nu știu ce să fac, stau de vorbă cu Dumnezeu. And I said, I hope you don't mind. Și am spus, sper că nu vă deranjează. Okay, God, it's your turn. Am spus, Doamne, acum e rândul tău. Tell me what to say. Spune-mi ce să spun. He always helps me. Și Dumnezeu întotdeauna mă ajută.
And what do you think he told me that time? Ce credeți că mi-a spus Dumnezeu de data aia? What do you think? Ce credeți? Use your imagination. Folosiți-vă puțin imaginația. This is what he gave me. This is what the Spirit gave me. Iată ce mi-a dat Duhul atunci. I looked at that young man and all the young people. M-am uitat la tânărul acela și la toți ceilalți tineri. Remember his question? Amintiți întrebarea lui? Sir, have you ever met a Russian missionary? Frate, ai întâlnit vreodată vreun misionar rus? And by the Spirit I said, yes, I am looking at a whole room full of them. Și am spus prin Duhul, da, și chiar acum am uit la o cameră plină de misionari ruși. I need to stand farther away from you. Then in the front row was a lovely, about 30-year-old Russian young woman. Și apoi undeva pe rândul din față era o femeie de vreo 38 de ani, tânără, rusoaică. She looked up at me and she said, "Spasiba." S-a uitat la mine și a spus, "Spasiba." So I said to my translator. Așa că i-a spus traducătorului. I need to meet that lady to find out why she said thank you. Trebuie să stau de vorbă cu sora aia și să știu de ce a zis mulțumesc. This is what she said. Și iată ce mi-a spus ea. Last night I was baptized. Aseară eu am fost botezată. And this is my first experience as a baptized believer in the Church of the Lord Jesus. Și aceasta este prima mea experiență după ce eu m-am botezat și fac parte din biserica lui Isus. And God sent you și Dumnezeu te-a trimis pe tine să-mi spui I can be a missionary to the Kazakh people. Că eu pot să fiu o misionară la poporul kazac. More tears. Lacrimile veneau acum. It seems like when you are willing to follow the Lord and to do maybe dangerous things, things begin to happen. Atunci când ești gata să mergi alături de Domnul și să-ți asumi chiar și lucruri periculoase, lucrurile lui Dumnezeu se întâmplă. Right now, Kazakhstan has the largest number of Muslim converts of any country in Central Asia. Astăzi Kazakhstanul are cel mai mare număr de convertiți dintre musulmani în toată Asia Centrală. Then we went to Samarkand. Și apoi am fost în Samarkand. The most beautiful city in Central Asia. Cel mai frumos oraș din Asia Centrală. All these beautiful Muslim theological colleges and mosques. Sunt moschei frumoase, școli teologice musulmane foarte grozave. And we couldn't find our contacts. Și acolo iarăși n-am putut să dăm de contactul nostru, persoana de contact. It was summertime, very, very hot. Era vară, era foarte cald. We were walking the streets 10 hours a day. Mergeam pe străzi câte 10 ore pe zi. We even walked into Muslim houses and gave our password and they just looked at us. Intram în case unde speram să întâlnim persoana respectivă, spuneam cuvântul, parolă pe care trebuia să spunem și oamenii se uitau la noi. We could not find our contact. N-am putut să ne întâlnim cu persoanele de contact. So I said to my translator brother. I-a spus traducătorului meu, frate. God has forbidden us to find our contacts. Dumnezeu a rânduit ca noi să nu întâlnim contactele astea. So we're going to become stupid tourists. Așa că o să o facem și noi pe turiștii naivi. We hired a lady to be our guide. Am angajat pe cineva să fie ghidul nostru. And she had an Uzbek driver. Femeia aceasta avea un șofer uzbekistanez. She is Russian. El era rus. Ea era rusaică. As soon as we get in the car, she says, "Oh, you know, I'm an atheist." Imediat ce a urcat în mașină, a spus, "Să știți că eu sunt ateistă." And as soon as she said that, I knew she was lying. Și imediat ce a spus asta, mi-am dat seama că minte. She had to say that because the driver has to tell the authorities what she said to the foreigners. A spus asta pentru că șoferul era cel care trebuia să raporteze la autorități toate discuțiile pe care le poartă străinii cu ghidul în mașină. So I said, this is going to be an interesting trip. Mi-a zis, o să fie o călătorie interesantă. We wanted to see all the beautiful places. Am mers să vedem toate locurile frumoase. She wanted to take us to the tombs of the living kings. Ea a dorit de asemenea să ne ducă la mormintele regilor vii. How can tombs be tombs of living kings? Cum pot niște morminte să fie morminte ale unor regi vii? Vă spun secretul. Satan puts spirits there. Satan pune acolo duhuri. People who don't know God go to get in touch with spirits
the spirit world at the tombs. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se duc acolo și intră în contact cu lumea spiritelor care învăluie locul acela la morminte. Now, if you have been brainwashed, dacă faci parte dintre cei cărora li s-a spălat creierul by secular humanism, de către umanismul secular, repent. Pocăiește-te de gândirea aia. Because you don't believe a word I'm saying. Pentru că n-o să crezi ce-ți spun eu. There is a spirit world. Există o lume spirituală. There is a Satan. Există un Satana. And people that we call folk Muslims go to those spirits. Și oamenii care sunt cunoscuți drept adepții islamului popular se duc acolo să stea de vorbă cu spiritele acelea. So we're watching the pilgrims come to the tomb. Așa că stăteam acolo și ne uitam la pelerinii care veneau la morminte. They're wiping their hands on the tombs like this. Își ștergeau mâinile așa de mormânt. And they're wiping their hands then on their faces and their breasts. Și apoi cu mâna își ștergeau fața. And they're praying to the spirits. Și apoi se rugau acelor spirite. I said to Ludmila, i-a spus lui Ludmila, do you know what they're doing? Ludmila, știi ce fac ăștia aici? She was like this. Și ea se uita așa. He said, I don't know. A spus, nu știu. So I explained the spirit world to this atheist. I-am explicat acestei ateiste lumea spiritelor. And I knew that she was fascinated. Am văzut că era fascinată. Then we went to the tomb of Tamerlane. Și apoi am ajuns la mormântul lui Tamerlane. The man who killed everybody who lived in Delhi when he invaded India. Unul care a reușit să-i omoare pe toți care locuiau în vremea aceea în Delhi când el a cucerit India. Big wonderful tomb with brass protecting the tomb. Un mormânt foarte frumos cu niște mânere de aramă care protejau mormântul. And I'm watching Ludmila and she creeps up to the tomb, touches her finger to the brass. M-am uitat la Ludmila care a mers până la mormânt și a pus așa degetul ei pe mânerele acelea de bronz. I said, Ludmila, what are you doing? A spus, Ludmila, ce faci acolo? He said, everybody knows there's power here. Și a spus, toată lumea știe că aici e o putere. I wanted to get in touch. Și eu vreau ca să intru în contact cu puterea aceea. She was wide open to the gospel. Ea era foarte deschisă față de Evanghelie. Later she said, "You're an optimist, aren't you?" Mai târziu i-am spus, "Dumneavoastră sunteți optimist, nu-i așa?" Well, you have to do something to make an opening, don't you? Și trebuie să faci ceva ca să deschizi o conversație, nu-i așa? So I said, "You could say that, but I didn't used to be." Și a zis, "Da, poți să spui și că sunt optimist, dar n-am fost dintotdeauna așa." I used to be like you. Eu am fost ca și tine. I was an agnostic. Am fost un agnostic. And I gave my testimony. Și i-am dat mărturia mea personală. You want to know something? Am zis, vrei să știi ceva? Muslims have been trained to argue against you theologically. Musulmanii au fost instruiți ca să argumenteze împotriva ta cu argumente teologice. God is one. Dumnezeu este unul. God doesn't have a son. Dumnezeu nu are copii. Etc. Și așa mai departe. But there is no argument against your testimony. Dar musulmanii nu vor avea niciun argument împotriva mărturiei personale a ta. Așa că atunci când mi se dă ocazia să instruiesc oamenii să meargă în lumea musulmană, I insist they prepare their testimony. Eu insist ca să-și pregătească bine mărturia personală. Because that's real. Pentru că asta este ceva real. So, finally we got to Tashkent and I will finish with this story. În cele din urmă am ajuns în Tashkent și am să închei cu această ilustrație. I'm in the Baptist church. Mă aflam în biserica baptistă. There's a Korean missionary there. Era un misionar corean. 1984. He's a dentist. Era dentist. He comes up to me and he says, "Brother Don, should I learn Uzbek or Russian?" A venit la mine și a spus, "Frate Dan, să învăț limba uzbecă sau să învăț limba rusă?" I said, "Learn Russian for 2 years so you can go anywhere." Am spus, "Învață rusa timp de 2 ani ca să poți călători oriunde." And then learn Uzbek. Și apoi învață uzbec. I came back 5 years later. După 5 ani am revenit acolo. We go up to an abandoned communist camp up in the mountains. Ne-am dus într-o tabără comunistă ce fusese abandonată undeva în munți. There are 95 Uzbek converts there. Erau 95 de convertiți dintre uzbeci acolo. And the Korean leaders are crying. Și liderul corean plângea. I said, "Kim, why are you crying?" Și am întrebat, "Kim, de ce plângi?" They said, "We prayed for 100." Și el a spus, "Noi ne-am rugat ca 100 de oameni să vină." There's only 95. Și n-au venit decât 95.
I said God loves children. There are five children. Dumnezeu iubește pe copii și uite că aveți și 5 copii aici. You have your 100. Și voi aveți 100 atunci. Okay. I just want to share this at the end. Am vrut să mă împărtășesc aceasta la sfârșit. One week together. O săptămână împreună. 24 hours. 24 de ore. Every meal. La fiecare masă. Everybody had to memorize one new Bible verse. Fiecare trebuia să memoreze un nou verset din Biblie. And sing one new song. Și să învețe o nouă cântare, să cânte o nouă cântare. Or you don't eat. Altfel nu te lăsau să mănânci. And standing at the top of the steps is this converted Uzbek army major. Și acolo la capătul sălii stătea așa un frate uzbek care s-a convertit din rândul militarilor. And he will not let you in until you recite your new verse. Și nu te lăsa să intri în sală până nu recitai un verset nou și cântai o cântare nouă. That's discipleship. Asta este ucenicizare. May God bless you. Domnul să vă binecuvinteze. Okay. Am urmărit împreună seminarul pe care Don McCurry l-a susținut la conferința de misiune Romiscon, mai precis partea a doua, emisiune în cadrul căreia Don McCurry a vorbit despre experiențele pe care el le-a avut pe câmpul de misiune cu Duhul Sfânt și cât de important este Duhul Sfânt pentru un misionar și pentru extinderea lucrării lui Dumnezeu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, vă așteptăm cu multă bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci vă spun la revedere!